Invitatul de astăzi este un om de știință, dar și un mare artist. Un cibernetician, un compozitor, un artist foarte complex, o mare stea a muzicii românești din anii 70, 80, dar și după. Compozitor de muzică originală pentru teatru, film. Un artist care face expoziții, instalații multimedia, un neconvențional, un rebel, aș spune chiar un dizident prin arta sa, care a fost o formă de rezistență înainte de 89. Și nu numai. Un artist plin de sunete, de feluri de a vedea lumea și arta și, nu în ultimul rând, un artist pe care l-am cunoscut datorită unuia dintre cei mai mari regizori de teatru, Cătălina Buzoianu. Mircea Florian, aterizat direct, indirect, și indirect în studioul nocturnelor. Te aștept de mult, sau cum ar spune Pino, te aștept ca și când. Numai poveștile tale ar fi pe pământ și în studioul nocturnelor. Ți-ai dat drumul. Ai venit cu bicicleta. A, da. Trebuie să specificăm că afară plouă. Merge. E destul de frig. Da. Și această bicicletă, care e o prelungire a ta și am pus-o cu acceptul regizorului și al echipei aici lângă noi, ne-a cam năucit așa venirea asta ta, mă rog, până în studio cu bicicleta. Ce e acest dublu? Păi, știam că umbli cu instrumente. E adevărat, dar uite că e un mijloc de transport foarte, foarte, foarte bun. Ce caut aici cu noi? Caut aici că eu vin după o tură de vreo 8 km, vin până aici, am venit cu ea. Nu trebuie să înțeleagă nimeni că n-aș aprecia mijloace de transport în comun și pe ale le folosesc. Sau chiar mașina, am mașină. Nu spune ce fel de mașină. Nu mai vreau firmele, să spun. Nu. Da, da. Nu vreau să facem aici reclame, dar problema este că... Ești ecologist? Nu știu dacă e ecologist, dar țin totuși la planeta asta. Pământul ăsta și la planeta asta, da. Țin nu de azi, de ieri. Mai e și asta de spus. Uite, eu sunt, fiindcă ai mei au fost toată viața lor implicați serios de tot în educație. La Satu Mare? La Satu Mare. Mama era directoarea unei grădinițe, iar tatăl meu a fost directorul unui liceu. Ei bine, nu pot să spun că am moștenit vreo pasiune obligatorie către a educa, dar mă simt dator, cumva. Și așa se face că atunci când am venit la un moment dat, la începutul anului 2000, și am hotărât să încep aici să predau, am făcut-o fiindcă simțeam pe bune că trebuie să dau ceva înapoi. Și am făcut-o. Și de atunci o fac până și astăzi. La vârsta asta. Ai predat la Babeș-Bolyai, la Cluj... Aici, la un ATC, la un arte, la conservator, muzică de teatru, vocea actorului, ai nu știu câte diplome masterate în toate soiurile de domenii de muzică și nu numai. Câte ore are o zi de-a ta? Pare să aibă mult peste 24 Nu, are exact 24. Tot 24? Da. 24, dar e adevărat că le umplu într-un fel care mi-e propriu. Și care uneori mă chinuie și alteori mă încântă și îmi dă aripi și zbor și asta e. Și ce îmi nu asum eu toate astea, nu? Eu le-am vrut. Nu m-a pus nimeni să mă duc la Cluj, la Babeș-Bolyai. Decât că era un prieten bun acolo care... și soția lui, vorbesc de... Nicloș Baci și Irina Mințe? Nu, de Mihai Mănuțiu și de... Anca. Anca.
Și ei au zis, noi am început aici o școală, că am fost acolo din momentul în care se deschidea. Și nu avem oameni care să fie calificați sau, mă rog, să fi lucrat în zonele astea. Și erau vreo 4-5 chestii, una mai zăpăcită și mai diversă cu alta, inclusiv expresia vocală am predat-o la Cluj. Actorului. Actorului, da. Facultatea se chema și se cheamă, cred, Facultatea de Teatru... Departamentul de Teatru. Sau Departament de Teatru, Televiziune și Multimedia. Care îți place ție atât de mult. Da, foarte mult. Dar, de fapt, toate îmi plăceau. Totul și cinetic. Știu că ai înființat aici, da, 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 la am predat București. N-ai spus-o pe asta, că am predat și la un arte. Da. Mulți ani și acolo. Și o disciplină care nici n-a fost vreodată predată în România. Falia asta care există încă între artele, să le zic așa, vizuale clasice. Pictură, sculptură, nu știu, chiar și scenografie sau textile sau sticlărie sau în toate astea. Vor trebui cândva să fuzioneze cumva cu tot ce vine pe filiera tehnologică nouă, care oferă atât de multă și e atât de însumantă. Adică e un liant fenomenal. Ies niște conglomerate atât de puternice, încât n-ai cum să te lupți cu ele. Uite, stau și te privesc. Dincolo de ochelari sunt ochii tăi albaștri, atât de frumoși, care au rămas... Foarte frumos nu și expresiv. Nu sunt albaștri, sunt verzi. Luminile au o tentă care îmi fac ochii verzi, albaștri. Ce miracole se produc aici! Schimbăm ochii Ai cum văzut? Vrem noi. Ai văzut? Nu, vreau să spun că te privesc, te ascult și mă gândesc dacă oamenii care fac același lucru împreună cu mine își pot da seama că în fața mea aici este un profesor, este un spirit enciclopedic, un om care acoperă foarte multe zone și complicate și în același timp este de fapt un mare rebel, un om nonconformist, un om care în anii 60-70 a însemnat un nou drum în folk, la Club A, toate invențiile pământului, care cânta Madame Butterfly și mai poți să sar cum săreai pe scenă, da, săriturile alea, da, da, și toată mișcarea, un fel de break dance desfăcut. Da. Mai sar. Poate cu câțiva centimetri mai jos, dar sar, pe cuvântul meu. Eu nu vreau să te pun să sar aici, dar pe cuvânt dacă vrei, te cred. Dacă vrei, poți să și sar, dar problema este alta, că... N-am cum să-mi smulg pornirile astea. Sigur că nu mai am performanța fizică neapărat să sar acum la, nu știu, un metru cum și jumate. Cum făceai pe scenă, da, și mâinile și toată coreografia era halucinantă. Toate le făceam eu. Asta era foarte important de spus. Dacă n-ai spus-o tu, o spun eu. Că eu chiar cred în acest multi, care nici n-avea, în anii 70, când făceam o mulțime din lucrurile astea, nu exista cuvântul multimedia, de pildă. Nu exista nicăieri. Tu te gândești la artistul total, la un da, spectacol total, da, asumat, da, în toate... Să nu se uite că toate piesele mele sunt pe versurile mele. Se uite așa ceva? Nu am... Sau cândva, cred, prin liceu am mai scris ceva și pe Blaga, de pildă, sau pe, nu mai știu, pe Gelu Naum, cândva. Puțin, foarte puțin. Adică cred că sunt pe degetele unei mâini le poți număra piesele cu texte scrise de altcineva, care, printre altele, nici nu mi-au ieșit cel mai bine. Mi-au ieșit cel mai bine alea care curgeau din gură și din mâini, just like that. Și plecau. Și asta fac, continui să fac chestia asta. Poate că astăzi eu nu știu de ce, nu mai sunt foarte ancorată în muzica de azi, muzica ce se face azi,
știu niște lucruri, dar generația mea a crescut cu muzica voastră, cu, evident, cu Phoenix, cu Chifiriuc, cu tot ce se întâmpla la cluba, când eram studentă la filologie și prietenii arhitecți ne invitau, noi eram mai numeroase. Fiecare avea voie să vină cu două invitate. Exact. Și amintirile sunt... Acolo simțeam că este într-adevăr o insulă a libertății și ni se permite orice, putem să facem orice, să spunem orice. Și tu nu mai erai în țară când eu eram studentă la filologie, plecasei, emigrasei, dar legenda ta exista. Știu. Foarte, foarte puternică. Lasă lumea teatrului. Vorbesc de Club A, vorbesc de colegi de la arhitectură și nu numai. Și am spus, domnule, aș vrea să-l cunosc odată pe acest om care a fost foarte liber. Foarte liber. Da, e corect cumva. Eu mă simțeam liber, într-adevăr, și făceam tot ce știam să mă simt liber pe această cale. Fiindcă alte căi n-aveam, eu nu sunt neapărat ăla care cloceam intervenții, atentate, știu eu, schimbări de-astea violent. N-am nici cea mai mică treabă cu violența, ba dimpotrivă, sunt un pacifist, definitiv. Și chiar în anul ăsta am făcut un soi de turneu de la București până la Satu Mare, unde trăiesc mulți din Ucraina, născuți acolo, chiar în Satu Mare. De ce? Fiindcă e granița acolo și acolo Transcarpația, toată povestea asta. Era vie. Acolo era este încă un creuzet uman de sui generis. N-ai scăpare. Și m-am dus tocmai să cânt despre pace și despre ce înseamnă luptele fratricide, Cain și Abel omorându-se unii pe alții. Și, mă rog, cântece care culmea este că eu le scrisesem deja în anii 60 și ceva, împotriva războiului din Vietnam. Deci vreau să spun, e cea mai jalnică situație în care ne aflăm și în care eu observ că lucrurile se repetă într-un fel absolut oribil. Și nu scăpăm de violență, nu scăpăm de o pornire agresivă și nu scăpăm de ideea de a ne rezolva treburile cu ajutorul pumnilor și cu ajutorul bombelor. Și da, iată că artiștii, știi, mă gândesc la artiștii mari care au protestat, cred că și Bob Dylan. Sigur. John Lennon și alții care cântau, făceau muzică, poate nu numai în perioada Flower Power și în perioada războiului din Vietnam. Dar te întrebasem dacă tu simți că cei care fac muzica de astăzi, nu mă gândesc la muzică clasică, mă gândesc la muzica, nu știu, rock, pop, folk, mai au, fiind permis totul astăzi, dar totul, mai au, poate, nu știu dacă nebunia anilor 60-70, determinarea, suflul ăla care a durat până acum, pentru generația mea, dar și a părinților mei. Nu am mai eu. Fiindcă e adevărat că în teorie pot spune tot felul de lucruri, aproape totul, dar chestia asta au învățat și cei care țin în frâu oameni. Au învățat și ei în timpul acelor timpuri. Cum să îi ținem mai bine în frâu? Cum să le închidem gura mai bine? Sau cel puțin să disimulăm vorbele lor și mesajele lor? Cum să-i facem să nu aibă penetranța aceea pe care au avut-o
oamenii pe care tocmai i-ai numit și mulți alții încă, John Baez, de pildă, care era și mai clară pe împotriva Vietnamului, războiului din Vietnam, cum să facem să îi ținem mai bine sub control, și au găsit niște metode. Au găsit niște metode, cel puțin atenuează impactul mesajelor din ziua de astăzi, fiindcă sunt. Oamenii tineri au și ei, nu puțini, opinii foarte bine formulate, dar, repet, ele sunt și astupate cumva cu un căluș invizibil și foarte deștept plasat, învățat de pe vremea aceea și care e aplicat astăzi. De aceea nu e așa de simplă viața artistului protestat tatar de astăzi. Nici a celui mai în vârstă și nici a celor tineri. Dacă aș zice așa, pentru că vreau să revin puțin la omul datorită căruia te-am cunoscut în carne și oase, un iepure bătrân cu blană sură, și cum e mai departe? Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Da. Nici eu nu mai țin minte. Am mai întrebat. Erau versurile tale din muzica extraordinară pe care ai făcut-o în 1978 pentru Romeo și Julieta. Da. Spectacolul. Asta știu. Asta mai știi, da, spectacolul. Mai știu. Printre altele, pentru piese de teatru am scris destul de mult. Am colaborat cu toți, cu o mulțime de de autori. Fiindcă trebuia să curgă, să ruleze, și atunci am scris în plus peste niște opere geniale. Nu că... Ce mai face trupa ta care cânta cu cușmele în spectacolul ăsta? Au plecat în Franța? Să îmbrăcăm pe cei goi, din păcate, situația s-a complicat puțin, fiindcă Voicu Vasinca, flautistul, absolut genial era. Și amintirea lui e formidabilă și are și niște imprimări formidabile. A ajuns în Elveția, acolo a predat la niște conservatoare și, într-un final, a murit. Costin Petrescu e foarte adesea în România și a lansat o carte, scrie despre viața lui muzicală. El a cântat și cu Hyperion, dar a cântat și cu Marius Pop, a cântat și cu mine foarte mult. El avea un cușmă natural în cap, care era părul lui propriu. Vâlvoi și creț. Mai era Gabi Căciulă, care era inginer și a ajuns în America, iar acum este singurul nostru sensei în arta ceaiului. Făcând 25 de ani o universitate la New York, Ura Senke se cheamă, care i-a dat într-un final dreptul de a purta titlul de sensei și îl cheamă de fapt Gabriel Căciulă Sooga. Și predă și în România arta ceaiului, care mi-e greu să o povestesc, deși la vedere pare foarte simplă, e îngrozitor de complicată și de frumoasă. Ce mai plăceau Cătăline Buzoianu, japonele, da. Zăriile. Da. Și... Da. Spune-mi, te rog, cum ai cunoscut-o? Cum... Ați lucrat spectacole mari, am spus Romeo și Julieta, unde debutau, terminau facultatea generația lui Pintea, Mariana Buruian, Colan, Adriana Trandafir, Mirela Gorea, Șerban Ionescu. Un spectacol care a revoluționat prin energie și inventivitate și forța lor. Am să-ți povestesc imediat, lasă-mă să încep. A fost așa că eu am ajuns să... Cred că dintr-o întâmplare. La un moment dat, în cartierul Uranus, unde stătea ea. Care azi nu mai e. Da. Care azi nu mai e deloc. În schimb, este Casa Poporului. Ei, da. Era să zic eu acum ceva. Și acolo am găsit o fetiță care alerga prin curte. Cred că n-avea 6 ani. Cred că avea 5 sau poate 6. Și lumea o striga cu un nume foarte ciudat, așa, care... Velica. Care, exact, care venea din... nici nu știu de unde venea. În orice caz, era o apariție senzațională, așa, diafană și angelică. Și era Velica, fata
Cătălinei și a lui Papil Pandoru. Și acolo, în curtea aceea mică, nu era mare, tot era destul de ținut în, cumva în frâu, de, mă rog, de geografia locului. Acolo am început să vorbim prima oară despre și despre Romeo și Julieta. Și într-un final, eu am zis că pentru spectacolul ăsta, așa cum îl văd eu și cum îi văd pe o tineri ăștia care, într-adevăr, care nu erau cine știe ce tineri la vremea aia față de mine, că ei cântau bine, cu vocea, mai puțin cu instrumentele. Cred că doar Răzvan Vasilescu cânta la chitară, ceea ce se și vede într-un film pe care voi îl aveți aici. Nu știu, da. Și Adriana Trandafir cânta bine cu vocea. Adriana cânta și ea foarte bine cu vocea și, și Pintea cânta foarte bine. Bun. Și fapt Colan, hai că de fapt cântau toți foarte bine. Aici, asta vreau să spun, că de fapt un numitorul lor comun era toți cântau bine. Și am zis, facem o muzică strict vocală pentru spectacolul ăsta. Și totul era din foneme, din icnete, din sunete diafane produse aproape, cum să spun eu, natural, din strângerea coastelor. De-astea. Și cuvinte, cum spuneam, foneme. Pipom, pipom, papum, papum. Și toate chestiile astea se combinau în diverse coruri, duete și alte grupări care erau necesare în spectacol. Deci toată muzica era live și live-ul ăsta era și vocal, nesusținut de niciun instrument în faza lui finală. Și care, bineînțeles, a ajuns la un moment dat la Edinburgh și pe aia i-a lăsat muți. Că se pare că toți au fost urcați pe umeri și au fost plimbați așa de parcă erau fotbaliști prin oraș după spectacolul lor. Ce mai a fost un succes teribil. Eu n-am reușit să merg, aveam niște îndatoriri și mă rog, poziția mea de opozant al sistemului, ca să zic așa, pe bune, că era clar că cam asta eram. N-a permis, da. Deplasarea. N-a permis. Nici nu le-a trecut ăstora pe cap să propună, dar minte să fie acceptat. Și iar porni va dușmănia gruntă. Vorbăta iar mâșile cu tine. Din sânul acestui vrăjmăr și străvești. Nici când n-a fost și n-o credeam mai jainică poveste lumea întreagă de când povestea lui Romeo și a Julietei ce i-a fost la mea. Iosu și Margarita era ceva de necrezut, fiindcă Iordache, care eu l-am întrebat, măi, cântă-mi și mie ceva. Eu nu pot să cânt. Nu cânt. Cum nu cânti? Hai să cântăm ceva. Am încercat să cântăm ceva și nu s-a prea potrivit. Am zis, mamă dragă, e încurcată treaba cu Ștefan. Hai să iau altfel. Și atunci am spus, uite care e treaba. Du-te pe scenă, încearcă să joacă-ți rolul. Și, băi, pe cuvânt, și cântă în același timp. Ei bine, așa așeza pe scaun și hai te rog să cânți, n-a mers. Și când i-am spus, du-te pe scenă, joacă și cântă, să vezi ce cânta.
Formidabil. Cel mai tare era că avea o partitură îngrozitor de grea. Avea niște intervale muzicale, să că îți și când cum era. Deci, soarele, soarele, soarele. Bă, niște intervale de altă planetă. Greu, foarte greu de cântat. Fiindcă sunt strani, sunt tritonuri de-astea care erau pe vremuri, erau interzise de, în muzică. În muzica bisericească și în orice caz. Ei bine, el le-a cântat splendid și a făcut o partitură muzicală nemaipomenită și acolo. Da. Mergeai la repetiții? La toate. La toate? La toate. Eu n-am lucrat în paralel spectacole că nu puteam. Nu puteam. Deci eu trebuia să fiu, eram din echipa de actori sau de mașiniști sau de ce vrei tu. Dar nu puteam să nu fiu acolo. Și mă bucuram și îmi făcea bine. Și plus că mai și corectam, sigur că da. Și chiar dacă aveam și orchestră și oameni care făceau corepetiții acolo, nu pot să mă plâng. Dar țineam să fiu de față. Ce te-a impresionat sau ce nu poți să uiți din Cătălina Buzoianu? Din Cătălina Buzoianu nu pot să uit nimic. Da. În primul rând, ea era o persoană care cânta extraordinar și era un om de o muzicalitate de necrezut. Pe de o parte, iar pe de altă parte, ea era și cu o minte atât de deschisă și cu un spirit atât de, chemător al unor lucruri poate mai noi, poate chiar strani și foarte speciale, încât te punea pe o treabă de nu te vedeai. Fără să facă ceva special. Nu făcea nimic. Decât, bun, noi vorbeam mereu. Dar eu simțeam mereu un imbold. Hai, te rog să faci, hai să... Ceva un soi de hai, știi? Și asta mi-a folosit foarte tare pe ea. Foarte, foarte tare. Și ne și înțelegeam foarte bine, adică și la râsete, și la plânsete, și la tot ce vrei. Și la toată nebunia. Și la toată nebunia aia, da. Da. O regret enorm. Enorm. Da. S-a dus o lume, dar... Să zic așa, să încercăm să mai ținem pe loc timpul în care să intre... O carieră, o sumă de povești cum ai tu, cu muzică experimentală, cu sitar, cu instrumente exotice și supra-exotice, nu știu cum să zic mai mult, cu universuri sonore și poetice. Uite, mi-amintesc eu acum o chestie interesantă, care tot cu Cătălina am făcut-o și care se chema Strigoi la Kitahama. O piesă japoneză. Și Koboabe. Koboabe, da. Și foarte grea, firește. În primul rând că trebuia să aibă un caracter japonez, nu? Sau ceva, în orice caz, oriental. Și așa s-a făcut că am ajuns la ambasada Japoniei rugându-mă să îmi dea un instrument care se cheamă shamisen. Împrumut. Shamisenul, da. Că ai lucrat cu shamisenul, da. Exact. Și am lucrat atunci cu shamisenul, când, la shamisen cântam eu, Costin Petrescu, ăla cu... Căciula. Cu căciula pe cap. Era la percuție. Și acolo sunt niște povești, că am luat și niște cărți de acolo cu măsurătorile exacte ale tobelor japoneze și noi le-am făcut aici, la București, le-am făcut noi de mână toate tobele astea. Și cu Valentin Andronescu, care era la flaut, la un soi de șacuhaci, dacă vrei. Dar nu era șacuhaci, că n-aveau șacuhaci deloc la ambasadă. Ăla este instrumentul ăla clasic, care clasic, da. Sună foarte frumos, foarte jos, așa. Și era și acolo echipă foarte interesantă de actori, de
Mă rog, rolurile principale erau cântate, o bună parte din ele. Și a ieșit foarte, foarte frumos. Dar vreau să spun prin asta nimic altceva decât că am reușit să și construim instrumente de-astea, care, de felul acesta, de pildă oriental, când era nevoie, sau altele, la Richard al III-lea nu se mai joacă. Ăsta a fost un spectacol tot cu Cătălin, a făcut la Teatru Bulandra. Bulandra, da. Și și acolo apăreau vreo două instrumente care, în principiu, a trebuit să le manufacturăm. Da, știu că ai ceva acolo în buzunar. Da, aici am un instrument, dar nu e manufacturat de mine. Este un instrument mic care are o funcție foarte importantă în viața mea. E o drâmbă. Și drâmba asta... Drâmba e din Oltenia? Drâmba nu e din Oltenia. Nu. Drâmba e din Tuva. Tuva e în Siberia. Și de acolo vine drâmba. Deși și asta nu e neapărat bătut în cuie, însă specialiștii lumii, instrumentul e cântat în peste tot. Deci să nu ne imaginăm că e românesc. Dar asta e totuși foarte trist că în România, deși s-a cântat și uite că mai se cântă destul de timid, dă să dispară instrumentul. Și e unul dintre acelea care eu mă omor să le păstrez, să le țin în viață. De ce? De ce fac asta? Păi fiindcă, nu știu, e un bunic al meu, e ceva, cum am obișnuit, știu. Nu pot să nu sun... Nu poți să te desparți. Da, nu pot să nu sun la 112 și să încerc să-l salvez, nu? Trebuie să fac ceva și moare pentru o drâmbă. Moare veniți. O drâmbă, mor drâmbele, mor tulnicele, mor o mulțime de alte instrumente, trâmbițele, mor buciumele. Nu mai și pot să continui în neștire. Până și cimpoaiele au o problemă și multe altele. În schimb, nu au probleme. Acordeoanele, saxofoanele și ce știu eu ce și tot. Și vuvuzelele. Și vuvuzelele n-au nicio treabă. Dar să știu o chestie. Așa trebuie să fie. Eu știu că toate astea vor muri. Toate. Fiindcă asta e treaba. Asta e mersul lucrurilor. Dar să le dăm o moarte onorabilă și o înmormântare ca să se întindă pe niște secole, poate. Așa da. Dar nu depozi pe alta. Că altfel, dacă nu face nimeni nimic, îți spun, în câteva săptămâni nu se mai face nimic. Mă ocup acum de niște ani, de vreo 15-20 de ani, de bucium. Da? Și buciumul... Tot și, cu jale și, sună? Tot cu jale sună, da. Dar jale și mai mare. Buciumul este înfrățit cu tulnicul, care e mai cunoscut cumva, au apărut și serii de timbre, dar nimeni nu se ocupă de el. Ba, dimpotrivă, cei câțiva constructori de tulnice din Apuseni, pe care eu îi cunosc, se luptă ca să poată tăia un copac de 3 metri sau 4 metri ca să facă din el un tulnic, fiindcă în loc să... ăștia de la administrația forestieră în loc păi să... Nu o să dea aprobare pentru un tulnic. Păi tocmai, dar dau aprobare pentru vagoane și trenuri. Să plece! Și trenuri să tot ducă. Facem tulnice când avem atâta treabă cu pădurile. Asta este. Și am făcut și o tabără. Uite, și anul ăsta a avut loc. Tabăra de vară de tulnice. Dar cum... Vrei să auzi pe asta? Da, vreau să aud, da. Așa de aproape... Păi da. Simți puțin în Scoția. Ei! Serios! Nu erau. Nu! Nu erau. Undeva
pe malul înalt al apei și... Dar nu era niciun șaman pe acolo? Așa? Aș fi vrut eu. Păi ce, mă mai întorceam? Nu. Da. N-am întâlnit prin Scoția niciun șaman. Da, era să însă... întâlnesc unul pe la, nu zic unde, dar timpul tot timpul, timpul tot timpul ne face farse. Știi? Da. Nu ne intersectăm cu cine trebuie. Da. Zic cu șamanii. Șamanii sunt extrem de importanți în istoria și în, mă rog, în cultura acestui instrument. În primul rând, un instrument absolut paradoxal, fiindcă el nu scoate decât un sunet. Asta. Uh-huh. Unde e? Un. Dar acel sunet este încărcat cu armonicele superioare ale lui, fiindcă niciun sunet în natură nu e o sinusoidă, așa cum face, de pildă, un synthesizer. O simplă sinusoidă. Nu. Fiecare sunet e așa. Respectă o formă sinusoidală, dar acolo sunt o mulțime de componente, aceste armonice superioare, de, așa, care pot fi cu gura, în cazul acestui instrument, separate și folosite. Știi? Că de fapt, uite, dacă stau, eu cânt acum o serie armonică care se naște din acest unic sunet. E un sintezizer de gură, dacă vrei așa. Dar senzațional. Și dimensiunea lui și sunetul ăsta și cum te cuprinde și ce-ți face și e senzațional. Eu l-am mereu la mine, fiindcă e foarte tare. Dar nu cânti pe bicicletă. Te oprești și cânti la el. Nu, stai. Nu cânt pe bicicletă și nici acum în trafic. Acum toată lumea spune cât, știe cât este de nebun, frumos Mircea Florian. Poți să-mi imaginez și scena asta, că te oprești. Da, asta plictisit da. De ce ai văzut da, sau așa. Da, dar pe drumuri laterale mai undeva și mai cânt. E adevărat, se mai întâmplă. Dar n-ai prea fost pe drumuri laterale, ai fost mereu în mijloc, cu capul tău de om de știință, riguros, calculat, pragmatic și permițându-i acest cap să se piardă undeva în nor, probabil că erai bine înrădăcinat, pentru că toată nebunia muzicii pe care ai făcut-o și Nicu Alifantis, că ne-am întâlnit ultima oară ne-am întâlnit când și-a lansat Nicu albumul extraordinar și nu uită niciodată, dar niciodată, că vorbim la telefon sau ne vedem, sau e lansare, sau concerte, sau expoziție, să spună, Mircea Florian este cel mai mare, el a înființat folk-ul în România și este mentorul meu. Este impresionant să auzi. Da, da. Și pe mine mă impresionează. Și... Dar niciodată? Mă rog, poate e un adevăr atât de mare încât este. El vrea să... El a fost într-adevăr în momentul în care eu lucram la Brăila, sau mă rog, am lucrat... 73? 73, exact. Da. Cu o piesă de Brian Frail. Brian Frail, care acum... De câțiva iarăși ani, iarăși. E pe val. Pe val, da. Se chema piesa Philadelphia ești a mea. Ești a mea. Și eu n-am putut, eu eram încă student în 73, terminam. Și n-am putut să mă duc acolo și regizorul piesei, care era, uite că îmi scap acum, îmi amintesc îndată, m-a rugat să vin să cânt eu acolo. Și am spus, băi, nu pot să fac chestia asta, că n-am cum. Și a zis, îți trimit pe cineva. Și mi l-a trimis pe Nicu și eu am zis, opa. Dar el încă nu știa să ciupească chitara. Uh-huh. Și avea și o manieră de cântare foarte eu încercam să o fac, să o trag mai spre Anglia și mai spațiu englez, mai dreaptă. Ori el cânta, într-adevăr, foarte vibrat. Foarte ok, n-am treabă, nu aveam treabă cu asta. Dar i-am spus, dom'le, trebuie să te apuci să ciupești și să cânti fără vibrato. Pe urmă îți revii tu și faci cum vrei tu. Și așa se face că am stat și am lucrat împreună o bucată bună de timp și domnule, a făcut o treabă fenomenală. Am rămas mut în cu ce viteză a lucrat. A depășit, a ars niște etape. Și a trecut de la zdrum, zdrum, zdrum la ciupeli, una mai turbată ca celelalte și
ce, nu știu, probabil că găsește că e o chestie importantă. Iar eu, într-adevăr, am fost hiper mulțumit că am putut să lucrez cu un astfel de om. Da. Și cu cât ai lucrat? Mă gândesc la film cu Alexa Visarion, Înghițitorul de săbi, cu Dinu Tănase. Da. Un acolo scurt metraj ai făcut cu Bose Paștina. Exact. Sunt atâtea nume, nu vreau. Nu e o emisiune exhaustivă, Doamne ferește. Evident că uit. Dar în atâtea feluri, și pe urmă, cu Chifiriuc, cu formația ta inventată de tine, Meta... Cu Ceata Melopoică? Exact. Noi încercam, filologi, să desfacem cuvântul, să vedem ce a vrut să spună autorul, ce înseamnă. Phoenix-ul din anii aia turbați, când ai în deschiderea lor, și după 90, coperta ai fost tot tu, metronom, metronomul lui... Belk. Nu a lui Belk, da, pentru că nu l-am văzut încă. A, du-te, du-te să-l vezi. Da, asta e ultima. Nu, metronomul lui Chiriac, Europa Liberă. A, acolo a fost altă poveste. Aia este un moment, într-adevăr, foarte important. El, Cornel Chiriac, a fost cel care m-a lansat pe unde, de fapt. El m-a dat la radio în 68 cu o poveste care nu mai vreau să o povestesc, fiindcă am povestit-o de nenumărate ori. Nu o povesti. Și o povestesc, o povestesc altă dată, dar... A ieșit ce a ieșit, o zaveră teribilă. Teribilă. Fiindcă, de fapt, el și cu împreună cu un alt amic, cu Camil Petrescu, unul din băieții lui Camil Petrescu, ei amândoi au făcut acolo, au aruncat în aer toată instituția radioului. Trișându-i și trixându-i pe ăștia, păcălindu-i pe cei din cenzură. Cu o chestie... Noi vorbim de Europa Liberă? Nu. De Radio București? Încă nu plecase. Nu plecase, nu, da. Nu. Hai că spun de fapt, că e foarte... Mai lipsesc trei cuvinte. Toate benzile trebuia să fie văzute, ascultate de un cenzor. La cenzor ajungeai la etajul 8... Cu o bandă. O asculta pe repede, zicea, punea o ștampilă, bun de emisie. Ăștia au prins figura că se pune ștampilă pe o cutie de carton. În interior, ei au pregătit, pentru aceeași cutie, au pregătit două casete, două role. Una cu piese italienești în locul lui Mircea Florian și una cu Mircea Florian. Și... când să coboare de la etajul 8, protocolul era să treacă direct la etajul 2 la emisie. Ei bine, Cornel s-a oprit la etajul 5, a deschis liftul și în față aștepta Camil Petrescu și i-au făcut așa. Și au schimbat rola dinăuntru. Și asta a fost tot. Și a dat-o la ascultare. Când a auzit ce se aude pe post ăla de la... cenzură, îți dai seama că și-a smuls părul din cap. Ce se auzea? Ce... Era o piesă care se chema Vocea Oilor. Și care Vocea era... Oilor, da. Și care Vocea era... Oilor, ce mai oi eram. Da, ce mai oi eram. Ce mai oi eram. Exact așa. Alt document sonor de excepție, debutul folk al lui Mircea Florian la pop-clubul de la Casa Studenților din Capitală, înregistrat de Cornel Chiriac personal și difuzat pe furiș la Radio București, după primirea ok-ului de la cenzori pe altă melodie. Era în 1968, pe vremea când invadase pactul de la Varșovia, Ceoslovacia. Și cântecul vorbea despre un lup cu blană albă, care era evident Uniunea Sovietică, care negăsindu-și altă treabă, se gândi la punct să pună treburile la o stână și găsi ca ajutoare patru pui cu blană mare, mă rog, cu gura mare, o poveste, o metaforă. De fapt, era o fabulă, într-un fel sau așa, și metaforele erau evident legate de această invazie. Și finalul cântecului era un manifest împotriva. Nu, ei trebuie să plece. Asta era finala cântecului. Betăitul lor puternic era trist, dar și energic, speriat și plin de teamă. Lupii vor pleca în goană,
da 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 da